Suceava face mai puțin de 2 ore cu mașina și aproape 2 ore și jumătate cu trenul, dar se poate veni și dinspre Bistrița sau Piatra Neamț. Odată ajunși într-una dintre cele mai renumite stațiuni balneoclimaterice din țară, chiar înainte de a vă caza la unul dintre hoteluri sau la una dintre zecile de pensiuni, mergeți până în Parcul Central și trageți adânc aer în piept. Acum, parcul e renumit mai mult pentru veverițele sale prietenoase, Mariana, cum le cunoaște toată lumea, dar parcul are o calitate deosebită. Este un loc cu un nivel calitativ maxim de aero-ionizare. Cu plămânii plini de aer de munte, e momentul să ne punem corpul în mișcare. Din anii 1935, Vatra Dornei s-a axat pe turismul activ. Un an mai târziu erau deja terenuri de sport și ghizi pentru traseele montane în munții Călimani, Rarău, Giumalău și Suhard, care înconjoară stațiunea. Cu toate s-au păstrat până acum și s-au adăugat și altele. Veți vizita mănăstirile din Bucovina, pelerinajul Maramureș, Cheile Bicazului și pelerinajul Moldova. Mănăstirile din Bucovina la 60 de lei, pelerinajul Maramureș la 70 de lei, Cheile Bicazului la 70 de lei și pelerinajul Moldova tot 70 de lei. În centrul stațiunii, serviciul Salvamont a pregătit Via Ferrata. Cu echipamentul de la alpinism, cei care nu au rău de înălțime și stau bine cu echilibrul, pot să încerce să traverseze râul Bistrița pe cabluri. Distanța este de 62 de metri și se traversează la o înălțime de 4, 5, 6 metri față de albia râului. Este foarte simplu, dar totuși presupune puțin echilibru, mai ales dacă ești puțin ajutat de colegii de pe margine și scutură bine corzile, s-ar putea să ajungi chiar până în apă dacă ai o greutate de 120 de kg. De fapt, oricine poate încerca pentru că riscuri nu există, cel mult să se ude puțin la picioare. How was it, Gail? It was actually okay. I was sort of watching for the halfway mark, and once I got over the halfway mark, I thought I can do it. And you did. Congratulations. But I don't know how shaky the rope was. It felt pretty shaky, but it was really so good to do it, and something we'd never ever do at home in the southwest of England. Gail și Ian Cairn sunt pentru al 11-lea an consecutiv la Vatra Dornei. Au fost atrași de multitudinea de lucruri pe care le pot face aici ca să-și țină trupurile și mințile tinere. Așa că vin an de an din sud-vestul Marii Britanii, tocmai până în nordul României. Nowadays they've got a new tennis complex at the top of the hill, tennis and other kinds of sports, and of course there's horse riding in the Caliman and all these kinds of things, and we try them all if we can, and there's river rafting too. We haven't done that for a long time. But is it a place to visit for a foreign tourist? Well, I'm here. I think so. It's got an awful lot going for it. Especially for youngsters, but we're not youngsters. Dacă Via Ferrata nu înseamnă neapărat să iei contact cu apa rece a Bistriței, river raftingul se lasă cu strop și valuri. Podul palmei strâns bine, da? La o înălțime de umeri, da? Avem laterala dreaptă, laterala stângă, da? Dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stânga, da? Acum la dreapta, înainte, cei din dreapta bagă pădeaua în față și o scot în spate, da? De înainte. La comanda dreapta înapoi, cei din dreapta bagă pădeaua în spate și o scot în față, da? La comanda dreapta înainte, stânga înapoi, dreapta de înainte, da? Iar cei din stânga bagă pădeaua în spate și o scot în față, da? Să părim un bolovan, să intrăm într-o dulce în cascadă. Să putem trage la mal dacă vrem, da? Sau să ne învârtim, da? Odată echipați cu veste de salvare, căști de protecție și urcați în bărci, crește și adrenalina. Rafting pe râul Bistrița este doar una dintre activitățile de turism activ care se poate face la Vatra Dornei. Acum Cristi o să ne ajute și o să ne îndrume. Avem nevoie să dăm cu putere acum, să supraviețuim. 1, 2, 3. Toți înainte, haideți, 1, toți înainte, 1, 2, 3, 4. Am făcut doar un traseu de 4 km, asta înseamnă mai puțin de jumătate din traseul clasic de 11 km. Atunci când apa este mare, gradul de dificultate merge la 2,5, maxim 3 în zona toance. Acum avem un 1,05. Poate să meargă oricine pe astfel de apă. Azi ne-am mai oprit puțin și în bolovani. Se poate face body rafting, adică stai în apă și plutești cu ajutorul vestei de salvare. De la nivelul râului Bistrița urcăm la peste 1300 de metri, de data aceasta cu telescaunul.
După aproximativ 3 km de urcat cu telescaunul, ajungem pe vârful Dealul Negru, iar în spatele meu se vede stațiunea Vatra Dornei. Peisajul din jur este la fel de frumos, indiferent de anotimp. Dacă iarna turiștii urcă pe Dealul Negru pentru a coborî pe schiuri, vara au ocazia să trăiască o experiență inedită la stână. Cei cărora nu le-a coborât nivelul adrenalinei pot să urce în șa și să călărească sau pot să încerce paintball-ul. Noi doar am exersat trasul la țintă cu arma, pentru că ceea ce ne interesa cu adevărat era ce se întâmpla în cazanul în care doamna Iuliana învârtea cu o lingură de lemn. Ce pregătiți acolo și ce conține? Miel înjântuit. Conține carne de miel pusă la prăjit în ceapă, morcov, roșii, ardel și se face așa un sos și se prăjește în sucul propriu. Așa. Puneți smântână la sfârșit sau ceva? La sfârșit, după ce este fiert, se adaugă smântână și se mai lasă, așa, ca cam o oră, așa cu smântână, ca să ia gust. Viața și asta, condimentată, sare, piper. Și o mâncare așa de grasă cu ce merge? Cu mămăligă. Și de băut? Băut palincă, afinată, astea, băuturile noastre tradiționale. O oră cât am așteptat să scadă fiertura, ne-am delectat cu slănină, urdă și caș, toate de la stână. Ziua s-a încheiat cu câte o porție generoasă de tocăniță. Fii milos cu mine, așa ce. Vezi dacă mai... Uite, asta. Îți recomand și ție să te bucuri de această sărbătoare a gustului. Da. Wow. O frumusețe. După o zi de sporturi extreme, am primit și răsplata, o tocăniță de miel cu mămăliguță, delicioasă. Vatra Dornei nu înseamnă doar atât. Vârful Runc este ideal pentru tiroliană, iar pentru cei care vor să parcurgă traseele montane fără prea mult efort, există turismul ecvestru, care se poate practica și în Călimani. Și așa, fiecare nouă zi la Vatra Dornei aduce noi provocări.